Timp de o săptămână, persoanele care își doresc să îmbrace haina militară în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu au putut depune o cerere în acest sens. Astfel, vineri 8 aprilie s-au încheiat înscrierile la concursul pentru ocuparea posturilor de agenți de ordine publică, organizat pentru completarea deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române. În județul Giurgiu au depus cereri 462 de persoane, 341 din candidați care și-au exprimat opțiunea sunt bărbați și 121 sunt femei. Pe cele 36 de locuri de agenți alocate Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, respectiv un loc pentru reîncadrare și 35 pentru sursă externă, până la termenul limită de 8 aprilie anul curent, la IPJ Giurgiu au fost depuse 462 de cereri de înscriere. Dintre acestea, 341 au fost depuse de bărbați și 121 de persoane de gen feminin. Posturile cu cel mai mare număr de candidați au fost Daia cu 36 de candidați pe loc, Băneasa cu 24 pe loc, Vedea cu 23 pe loc și Comana cu 61 pe 4 locuri. Toate posturile de agenți de ordine publică destinate angajărilor din sursă externă urmează să fie ocupate în urma concursului ce va fi organizat la data de 14 mai în una din unitățile de învățământ ale Poliției Române. În cazul posturilor scoase la concurs pentru reîncadrarea celor care au avut calitatea de agent de poliție și îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea acestor locuri, în județul Giurgiu nu s-a arătat nicio persoană interesată.